Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. În urmă cu puține ore, ministrul sănătății a fost demis. Vlad Voiculescu a plecat din guvernul României într-un moment în care, așa cum am scris pe banda roșie, am fost primii. Acum chiar vreau să marchez faptul că această emisiune, această televiziune, noi, eu și Adriana Augustin, am fost primii care am scris că președintele a reușit. Am primit, de când e promo pe post, mesaje, telefoane. Bă, dar de ce implici președinte? Dar de unde știi? În primul rând, sunt foarte mulți fraieri. Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Eu n-am spus președintele țării. E o capcană jurnalistică în care au picat câțiva dintre amicii mei. Eu am spus președintele. Poate fi acest președinte, care se cheamă Ludovic Orban. Poate fi acest președinte, care se cheamă Dan Barna. Eu știu la ce m-am referit și voi, mă refer la cei care știu cum e cu politica înaltă, cum e cu grija față de neamul ăsta necăjit, care ar putea să devină popor, de el depinde, adică de noi. Eu știu exact, sau mă rog, aproape exact, cum stau lucrurile. Președintele a reușit și mă bucur că a pus stabilă acestei prăvăliri, nu doar de imagine, ci și de eficiență, a unuia dintre cele mai importante ministere într-o criză de pandemie cu efecte sociale și economice dramatice. Mă bucur. Așteptam de mult ca președintele să reușească. Acum, știrea momentului nu e că a plecat. Știrea asta deja a ajuns pe toate canalele și pe toate agențiile, canalele de știri și toate agențiile, marile agenții și case de presă din lume. Ministrul Sănătății de la București, țară membra Uniunii Europene, a fost demis de premierul țării respective, Florin Vasile Cîțu. Hai să dăm știrea asta care e pe ecran. Dan Barna. Și avem și vorbele sincron. Adică o să-l și vedem, să-l și auzim pe domnul președinte Barna. Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței. Vă repet. Florin, restul e știre. Cerem întâlnire, vrăjeală, coaliție, sunt povești. Oameni buni! Când o parte a unei coaliții politice, precum cea care guvernează România, PNL, USR Plus, UDMR, o parte indiferent cât de mare, că dacă ar fi dat declarația asta și domnul președinte Kelemen Hunor, ar fi avut aceeași greutate pentru că se ducea de suflet guvernarea. În acest moment, președintele USR Plus, nu, președintele Dan Barna al USR-ului, că este deocamdată, nu s-au ales care e șeful Alianței, el sau Cioloș. Ne-a anunțat, după cum vedeți, o să-l și auzim, ne-a anunțat ferm, clar, indubitabil, fără niciun fel, beyond any reasonable doubt, că premierul României nu mai are sprijinul Alianței pentru a guverna țara. Din momentul ăsta așteptăm să vedem două lucruri. Că retractează Barna sau că pică guvernul Cîțu. Nu există cale de mijloc. Oameni buni, nu există cale de mijloc. Dacă Dan Barna merge pe șestache și după această declarație continuă cu premierul Florin Vasile Cîțu, Dan Barna, cum se spune la periferie, acolo unde am crescut eu, e de 2 lei. E de 2 lei ca un politic și trage după el tot USR-ul. Iar USR-ul are o grămadă de oameni deștepți în interior. Eu îmi permis să afirm pentru că știu o parte dintre parlamentarii și non-parlamentarii foarte valoroși pe care USR-ul i-are în echipă. Bine, hai să-l ascultăm pe domnul Dan Barna ca să nu credeți că este doar o știre, că este doar o știre hot news. Demiterea în această dimineață de către premierul Cîțu a ministrului sănătății Vlad Voiculescu este o decizie unilaterală și din punctul nostru de vedere imatură politic, care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității premierului Florin Cîțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte complexă și delicată pentru România. Ne-am asumat în momentul în care am constituit acest guvern de coaliție să luăm deciziile majore împreună prin consultare și prin dialog și asta s-a întâmplat până astăzi. Am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizie deja luată și transmisă președintelui României. Nu a existat nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legate de o astfel de decizie. Luni, în ședința coaliției, agreaserăm că ne reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest joc de balet politic în care fiecare își
încearcă să-și mărească impresia artistică. Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Premierul Florin Câțu nu mai are susținerea Alianței USR Plus. Cerem o întâlnire de urgență, astăzi sau cel târziu mâine, a coaliției. Da, tăiați-l, mulțumesc mult de tot. Am dat dispoziție să fie tăiat, era foarte lung sincronul și nerelevant pentru ce vroiam să scot în evidență. Nu mai are susținerea USR Plus. Este o decizie politică de o gravitate fără precedent în actuala conjunctură de guvernare a țării. Este prima oară când coaliția mare e problemă. În pandemie, socială, rămânem fără. Grav, grav de tot. Și manipulatorii și îmbârnoaiele la suprafață. Probabil o guvernare PSD-PNL. Antonescu Ponta. Bă, sunteți pe lângă faptul că sunteți proști. Voi mai... Care este, în opinia dumneavoastră, viitorul apropiat, ca să nu spun imediat, dar imediat și apropiat al nostru prin prisma actului de guvernare și echipei de la Palatul Victoria? Ați început prin a invoca o criză politică care, dacă se suprapune peste criza sanitară și peste criza economică, ar fi catastrofală pentru România. Și lucrul acesta, da, vă dăm perfectă dreptate, este cel mai rău scenariu pe care ni-l putem imagina și, din păcate pentru noi, el se află în plină desfășurare. Puștanii politici, copiii politici, așa cum se autodefinea vicepremierul Dan Barna, nu au înțeles responsabilitatea funcției pe care o dețin în guvernul României, nu se gândesc la cei care au suferit foarte mult, adică la noi, la cei care suntem și continuăm cu încăpățânare să locuim și să încercăm să supraviețuim într-o Românie condusă de acești incompetenți. Și vedem că această criză politică este în plină desfășurare. A fost demis astăzi dimineață Vlad Voiculescu. Un lucru bun. Un lucru care trebuia să se întâmple de foarte multă vreme. Am spus noi, cei de la PSD, lucrul acesta de luni de zile. Și la prima moțiune simplă și acum la a doua moțiune simplă care o depusesem împotriva sinistrului Voiculescu. Am spus foarte clar ceea ce nu a făcut și trebuia să facă în mandatul lui. Lucruri care erau absolut posibile, de bun simț și pe care le-am prezentat prin intermediul domnului profesor Afila și a celorlalți colegi experți pe care avem în medicină, în epidemiologie. Am arătat care ar fi pașii pe care am putea să-i urmăm. Domnul senator, vă întreb ceva. Dar e foarte târziu. Iertați-mă că v-am întrerupt. Nu sunteți singurul care îl invocați pe valorosul profesor Rafila în ecuație? Mare atenție, estimați telespectatori. Întrebarea poate părea fără subiect sau, mă rog, că tocmai ce am spus la începutul emisiunii, că niciodată, în opinia mea, președintele țării nu va da mandat de guvernare unei echipe în care să facă parte, în mandatul domniei sale de președinte, să facă parte echipa domnului Ciolacu. Dar, atenție mare, domnul senator, numele domnului Rafila a apărut astăzi în cercuri, spun eu, selecte în ceea ce privește analiza politică, în ceea ce privește clasa politică și chiar în cercuri gazetărești, de alea serioase, în opinia mea serioase, ca posibilă variantă de guvernare la sănătate, ca să spun așa, adică în locul lui Vlad Voiculescu, ceea ce aparent pare imposibil de vreme ce PSD-ul nu este și nu se arată a fi pe calea guvernării împreună cu liberalii sau cu UDMR-ul și liberalii. Cum evaluați această, că și dumneavoastră văd că îl invocați pe același distins profesor Rafila? Și este normal, având în vedere experiența, expertiza pe care domnul Rafila o are, și să nu uităm că atunci când PSD a câștigat alegerile, pentru că aceasta este realitatea, votul a arătat că PSD a câștigat alegerile, și în acel moment am fost cu o propunere la Palatul Cotroceni, la președintele Iohannis, cu profesorul Rafila, cel mai potrivit om pentru a conduce guvernul României în această perioadă, dat fiind criza pandemică. Mulțumesc mult! Opriți-vă o leacă că vreau să avem și punctul de vedere, ca să nu creadă lumea, mai ales că împreună cu domnul senator Oprea am invitat
invitați și au acceptat două distinse doamne invitația să facă parte dintre cei care vă intră în casă la ora aceasta. În primul rând vreau să știu dacă o avem pe doamna Toiu și dacă o avem să o și vedem. Sărut mâna, doamna deputat. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Oana Toiu, deputat al Uniunii Salvați România, întrebare directă, doamna deputat. Cum comentați, în primul rând, ca cetățean contribuabil, nu ca ales al neamului, nu ca lider USR, ca cetățean al neamului, situația în care s-a ajuns în ultimele săptămâni? N-am să invoc tragediile din lumea medicală iarăși, pentru că e lumea sătulă, săraca, e cu presiunea psihologică prea mare pe cap, dar vă întreb ca cetățean cum evaluați și apoi treceți în planul politic, acolo unde de fapt vă aflați prin votul poporului, și spuneți-mi cum vede USR-ul, nu cum vede USR-ul, cum vedeți dumneavoastră, prin prisma leadership-ului USR, declarația președintelui Barna, din această zi premierul României nu mai are susținerea noastră politică. Ca cetățean, ce am nevoie de la guvernul meu este să găsească soluții și nu doar vinovați. Ca cetățean, ce se întâmplă în zilele astea este că tuturor ne sunt cerute sacrificii, ne sunt cerute comportamente responsabile, ne sunt cerute să acceptăm când e greu și să mergem înainte. E foarte important parteneriatul pe care cetățenii României îl fac cu autoritățile de peste un an de zile ca să trecem de pandemie să continue, și asta înseamnă responsabilitate în ceea ce privește restricțiile și măsurile de siguranță, pentru că încă avem nevoie de ele, în paralel cu creșterea capacității în sistemul medical. Dar ce văd ca cetățean, și asta au văzut cetățenii înainte de pandemie și mult mai tare pe parcursul ei, este un sistem sanitar care timp de 30 de ani de zile a fost abuzat, în care banii nu au fost investiți așa cum a fost nevoie, care acum este la limita colapsului. Și de peste 100 de zile de când a început acest guvern și ministrul Vlad Voiculescu mandatul, ce cred că au văzut și cetățenii și ce am văzut și eu, este toată disponibilitatea de a nu mai pune sub preș ce nu funcționează și a ralia oamenii, instituțiile, medicii în direcția potrivită. Da, o să avem imediat alături și pe reprezentanta Marelui Partid Național Liberal, doamna Barcari, imediat o să mergem și la domnia sa. Doamna Toiu, vă întreb direct. Ați văzut postarea sau ați auzit despre postarea de astăzi a colegului dumneavoastră, domnul ministru Năsui? O să o vedem și noi imediat. Pe Facebook, domnul ministru Năsui a făcut o postare în care a spus un lucru dramatic. Pentru că oricine știe limba română știe cât de serios este domnul ministru Năsui, știe cât de serioasă este echipa pe care USR-ul a trimis-o la guvernare. Traduce așa, o să vedeți imediat postarea domnului Năsui. Mafia a câștigat din nou. O postare pe care și doamna Toiu și doamna Barcari și apoi domnul senator Oprea o să o comenteze dacă doresc. Dar, repet, pentru orice român, cu mintea în cap, cu capul pe umeri, postarea unui ministru care spune, hai să vedem postarea, oameni buni, uitați-o, o vedeți în dreapta doamnei Toiu, aceasta este postarea. Azi mafia din sistemul de sănătate de stat a câștigat din nou. Restul este o postare interesantă, merită să o vedeți pe Facebook-ul domniei sale. Începutul postării, într-o traducere deloc aproximativă și deloc, cum să zic, modificată, manipulatoriu, este așa. Demiterea colegului meu Vlad Voiculescu este o afacere în spatele căreia se află mafia din sistemul de sănătate. Doamna Toiu a avut eleganța, deși în subtextul afirmațiilor domniei sale spune clar că situația din sănătate și din sistemul spitalicesc este dramatică după 30 de ani, și aici subscriu și eu întru tot. Iată această afirmație. Repet, astăzi mafia din sistemul de sănătate a câștigat din nou. Cum este, doamna deputat? Ce e foarte important, foarte, foarte important, este ca lupta să continue. Sunt câteva lucruri absolut esențiale care se întâmplă acum. De exemplu, ceea ce a deschis Vlad Voiculescu, concursurile pentru casele de asigurări de sănătate la nivelul fiecărui județ, concurs organizat național, astfel încât mâna lungă a pilelor din județe să nu poată să influențeze cine vor fi următorii directori. Sunt zeci de reforme, de la feedback-ul pacienților, care trebuie să se ducă mai departe în alerte către autoritățile de control, monitorizarea achizițiilor, evaluarea managementului spitalelor, nu după ce este o criză, ci pe parcurs, așa cum e necesar, cât să ne pregătim pentru evitarea crizelor viitoare și gestionarea corectă a pandemiei în momentul ăsta, presiunea de a nu mai ieși cu declarații populiste și de a ne asigura că
cu responsabilitate tratăm această pandemie, spunându-le cinstit românilor că e nevoie să mai fim responsabili încă o perioadă, astfel încât sistemul medical să facă față. Toate lucrurile astea trebuie continuate. Și în primul și în primul rând, poziția fermă a USR Plus este că nu vom da un pas înapoi din spatele reformelor. Nu vom da un pas înapoi din spatele reformelor pe care Vlad Voiculescu le-a început la Ministerul Sănătății și nici din spatele reformelor celorlalți miniștri sau aleși pe care i-avem. Am înțeles. Domnul Oprea, cum traduceți dumneavoastră leadership-ul PSD? Această, ne dați și pe noi să-l vadă pe domnul Oprea, lumea ia priviți-l. PSD-ul are senatori valoroși. Domnul Oprea, cum traduceți această afirmație pe care, în mod public, și-a asumat ministrul Năsui, partea echipei USR / Câțu, adică a guvernării actuale, la decizia premierului de a-l scoate din guvern pe domnul Vlad Voiculescu, spune că este un câștig uriaș al mafiei din sănătate? Asta este cea mai simplă și cea mai jalnică scuză pe care și-o oferă cei din USR de fiecare dată când sunt incapabili să facă lucruri. Pentru că acțiunea sau inacțiunea lor are consecințe întotdeauna. Și vă spun atât. În sistemul de sănătate s-a pierdut transplantul de plămâni. Da? Oricare acreditare a dispărut. Prin transformarea spitalului Foișor se pierde și transplantul de măduvă osoasă și banca de date care există acolo. Următorul care era pe banca, listă... Banca de țesut osos, nu de date. Banca de țesut exact, osos. Banca de țesut osos. Unică, domnul Oprea, stați o secundă să marcăm. Se spune că următorul pe listă era Fundeniu. Și acolo se face tot transplant. Și întrebarea e simplă. Oare de ce? De ce toate aceste spitale care puteau pentru cetățenii obișnuiți, nu pentru cei bogați, nu pentru cei care au posibilități materiale și care pot pleca în privat, au fost închise. Știți, noi nu privatizăm sistemul de sănătate, dar distrugem sistemul de stat și îi trimitem pe oameni către sistemul privat. Că nu mai e unde să te operezi de menisc astăzi. Asta aici, este realitatea. Aici mă văd, domnul Oprea. Revin la domnul Năsui. Mă văd în momentul în care, o secundă. Care lupta lui cu mafia la ce a dus? La faptul că nicio măsură nu funcționează. A distrus toate programele care prin lege trebuiau să funcționeze și să sprijine mediul de afaceri. Măsura 2 este într-o birocrație incredibilă, într-o bătaie de joc față de antreprenori, iar măsura 3 a anulat-o cu totul. Haideți să ne oprim. Haideți să ne oprim un pic pentru că vreau... Domnul Oprea, haideți să ne oprim o secundă că vreau să o introduc... Vreau să introduc în discuție aici pe doamna Barcari, să rămână doamna deputat. Bună ziua și bine v-am găsit. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Doamna Barcari, vă întreb așa. Ce fel de ministru considerați că se impune în locul lui Voiculescu la sănătate de așa fel încât uriașele probleme din acest sistem, în context pandemic unic în ultima sută de ani, să fie nu rezolvate? Să fie puse într-o ordine de rezolvare pentru ca într-un timp cât mai scurt ele să nu mai reprezinte o piatră de moară pe gâtul poporului român și nu e niciun fel de beletristică ieftină ce fac. Da, cred că suntem cu toții de acord că sistemul de sănătate este de un an de zile supus unei presiuni enorme. Și toate aceste lucruri nerezolvate în timp au ieșit la lumină. Într-adevăr, domnul ministru Voiculescu probabil a fost depășit puțin de ceea ce se întâmplă în sistem. Nu pun la îndoială buna lui credință, Doamne ferește, și că a încercat să facă lucruri cu adevărat bune pentru sistemul de sănătate, dar a făcut și anumite greșeli drept pentru doamna Barcari, pentru ce a greșit, doamna da. Deputat, iertați-mă, nu vreau să pierdem timpul celor de acasă și nici să pierdem cota lor de interes, sunteți trei politicieni de valoare în direct, și dumneavoastră, și doamna Toiu, și domnul senator Oprea. Vă întreb așa direct, ce fel de om trebuie să ia portofoliul sănătății de așa fel încât lucrurile să înceapă să intre spre normalitate, că normalitatea nu putem să o visăm în curând. Da, în primul rând,
un profesionist care cunoaște foarte bine sistemul și care să fie și un bun manager, care a dat în timp dovada faptului că a fost un bun manager. Eu sper din tot sufletul ca ai noștri colegi din USR Plus să aibă înțelepciunea și să fie de acord că domnul Voiculescu nici lor nu le făcea un mare serviciu, da? Deci nu putem decredibiliza un întreg guvern pentru anumite stângăcii făcute de domnul Voiculescu, să încerce să găsească un astfel de om sau, eu știu, prin negocieri, pentru că nu dau eu acum soluții. Aceste lucruri se vor hotărâ în urma unei analize în cadrul coaliției. Ultima întrebare pe tema asta, doamna Barcari. Dați-o pe doamna un pic în locul domnului senator, puneți un pic imaginea cu doamna Toiu, pentru că li se adresează fiind parte a coaliției de la guvernare. O să mergem înapoi și la domnul Oprea imediat. Doamna Barcari, doamna deputat Toiu, vă întreb pe amândouă ca fiind susținători în Parlament prin voturile dumneavoastră, susținătoarele acestei coaliții. Înțelegeți ce am spus și eu sau eu am spus un lucru greșit și va trebui să retractez în urma afirmațiilor dumneavoastră? Președintele Barna a ieșit și a spus că începând de astăzi, premierul României, domnul Barna fiind vicepremier, nu mai are susținerea politică a echipei din care face parte doamna Toiu și din care fac parte cei din preajma domnului Cioloș. Vă întreb, doamna Barcari, care sunt variantele? Pentru că tot viitorul politic, și nu mă joc cu vorbele, sunt unul dintre gazetarii care mai știu și un pic de politică, tot viitorul politic al domnului Barna este jucat după această afirmație de ce va face începând de mâine. Bagă coada între picioare precum căței care schiaună pe stradă și retractează fără să o facă public și rămâne alături de domnul Câțu ca vicepremier? Sau are bărbăția în care să susțină punctul de vedere ori eu, ori Câțu, adică ori mergem cu guvernarea asta fără Câțu, ori nu mergem cu ea? Cum vedeți? Eu sper totuși că a fost un impuls de moment al domnului Barna și să nu pună în pericol întreaga coaliție de guvernare. Așa cum spunea și dumneavoastră, în USR Plus sunt oameni valoroși. Eu i-am cunoscut, sunt colegii mei din Parlament și eu sper că s-a consultat și cu colegii lui, da? Dar dacă nu s-a consultat, ar fi bine să o facă și să nu pună în pericol coaliția de guvernare. Doamna deputat Toiu. Poziția pe care o avem noi de a susține asta este o poziție comună a birourilor naționale USR Plus de acum 3 zile. A existat o ședință de coaliție între liderii partidelor luni. Dacă vă amintiți atunci, atât domnul Orban, cât și premierul, cât și noi, cât și partenerii de coaliție am ieșit public și am spus că guvernul rămâne în formula actuală. Ce am reproșat noi atunci și ce reproșăm și acum și motivul pentru care ne retragem încrederea din spatele domnului Câțu este că într-o situație de criză și într-o guvernare normală, românii se așteaptă de la niște partide de coaliție să lucreze și să comunice împreună. Nu înseamnă că se așteaptă să nu fie probleme sau să nu fie la o adică demiteri sau să nu fie reformări, dar se așteaptă când stăm la aceeași masă să discutăm unii cu alții, nu să existe demiteri sau decizii comunicate celorlalți prin presă. Știrea conform căreia Dan Barna a agreat să preia interimatul ministerului a fost o știre falsă, e foarte important să spunem asta și de aceea poziția noastră în acest moment este să cerem o ședință de urgență a coaliției și o întâlnire cu președintele țării, pentru că deși face audiență, deși românii nu au nevoie de lucrul ăsta, nu au nevoie de noi pe televizoare și în conferință de presă, mai mult decât au nevoie de noi la aceeași masă discutând soluții. Foarte și asta tare. Este ceea ce reproșăm premierului. Foarte în tare. Primul și în primul rând, discuția asta trebuia avută între Pot noi. Pot să vă întreb, doamna Toiu, eu nu știu cât de tare bănuiesc că nu vă interesează, dar pe mine mă interesează că sunt propriul meu stăpân în emisiune. Eu vă apreciez în totalitate ce ați spus și v-am și aplaudat la scenă deschisă. Este exact așa. Când spunea doamna Barcari că USR-ul are oameni valoroși, iată o dovadă în plus. Fix așa stau lucrurile. Vine deputatul Toiu, om al echipei care susține politic Alianța USR Plus și spune: ne retragem din spatele mandatului de premier al lui Câțu. Întrebare. Ce așteptați în ședința care cu certitudine va avea loc, ședința coaliției de guvernare, ca
PNL-ul să și-l retragă pe Câțu, pe care astăzi, acum două ore, Orban l-a susținut ferm și a spus Câțu este premierul nostru, deci așteptați ca în ședința aia PNL-ul să facă pasul înapoi și să-l dea jos pe Câțu, să schimbe guvernarea cu un alt mandat de premier, sau, o, cum spune doamna Barcari, o altă poziție pe care nu știu cu ce explicație publică să o aibă USR-ul domnului Barna, în așa fel încât Câțu să rămână și guvernul domniei sale. La ce ne așteptăm în primul și în primul rând e la maturitate. Acest guvern n-a fost investit ca să aibă o perioadă de expirare de 100 de zile. Noi am intrat la guvernare în această formă a coaliției și vrem să continuăm să guvernăm țara în această coloratură politică, pentru că ăsta e mandatul pe care l-au dat românii. Noi avem o responsabilitate în primul și în primul rând față de oamenii care ne-au votat și mesajul nostru este foarte, foarte clar. Noi ne asumăm de aici încolo, în continuare, guvernarea, dar pentru noi nu e important fotoliu sau să avem pixul în mână. Pentru noi ce e important este să mergem înainte cu reformele din programul de guvernare. Și aici devine o uriașă problemă că demiterea nu a fost discutată cu noi înainte, devine o uriașă problemă că nici rezultatul parțial al corpului de control, nici una din reproșuri nu au fost aduse la masa coaliției să putem să discutăm de ele împreună. Și cea mai mare problemă, cea mai mare dintre toate, este atunci când sunt reformele frânate. Și marea noastră prioritate acum, principală, este să ne asigurăm că reformele începute în sănătate și în toate celelalte domenii o să ajungă la o formulă matură de guvernare care să le poată continua. Concursurile de la casele județene de asigurări de sănătate sunt în momentul ăsta, cum vă spuneam, deschise. Este foarte, foarte important ca ele să continue indiferent pe cine și cum deranjează. Avem nevoie de premier. Un premier care să poată să stea nu doar în spatele miniștrilor lui cu bun nume am și înțeles prenume. Am înțeles. Vă rog frumos pe să stea și cot la cot cu miniștrii care le fac. Am înțeles. Vă rog mult și pe dumneavoastră, doamna deputat, și pe doamna Barcari, doamna deputat Barcari, să rămâneți alături de noi. Vreau să pun, să deschid un mic trialog, că nu mai e dialog. Un dialog în patru. Pe o temă extrem de importantă pe care nimeni nu vrea să o abordeze, pentru că unii sunt mai naivi și nu știu, alții sunt mai plătiți și nu vor. Mă rog, mă refer la presă. Oameni buni. Suntem în 2001, în aprilie. Alegerile nu au loc la finele anului 2004, cum vi se inoculează manipulatoriu și mincinos, bineînțeles, ideea. Nu. Alegerile în România încep cu localele din 2004, fix peste 3 ani. Întrebarea mea este următoarea. Pentru că în răspunsul la această întrebare, iar Radu este politician vechi, este cel mai vizat de întrebare, pentru că este un politician cu cea mai mare experiență dintre toți cei care sunt acum pe ecran, fără niciun fel de supărare, cum să zic, ne uităm pe CV-uri și așa stau lucrurile. Întrebarea mea este următoarea, către un reprezentant PSD, o iau în ordinea numerelor de pe tricou la alegeri, cum a votat poporul. PSD-ul locul 1, PNL-ul locul 2, doamna Toiu locul 3. Când va avea loc divorțul fără doar și poate între PNL și USR pentru pregătirea alegerilor din 2014. De ce întreb asta? Pentru că am trecut prin acea abject teatru făcut de Joană și Băsescu ca amândoi să poată candida, deși erau la guvernare în 2009, vă amintiți? Am trecut prin povestea CDR-ului în care un partid istoric a fost făcut muci de plecarea lui Băsescu din alianța Convenției Democratice. Am trăit drumul lui Băsescu politic când l-a făcut țândări pe Tăricianu, lăsându-l pradă lui Joană cu 18% în Parlament. Cine știe politică un pic și gazetărie un pic, vede rostul întrebării mele. Domnul Oprea, când va avea loc divorțul între PNL și USR pentru pregătirea tuturor alegerilor din 2014? Ați sărit peste o etapă. Ați sărit peste faptul că, de fapt, în USR și plus două partide politice care n-au avut congres. Și asta probabil că este explicația unor decizii care țin cont doar de ceea ce se întâmplă în interiorul partidelor, în gășculița aia mică a lor, în locul acela mic și nesemnificativ, și nu ține cont de interesele cetățenilor din România. Același lucru se întâmplă astăzi și în PNL. Nici ei n-au avut congres și vedeam ieri că cei care au venit din PDL încă sunt foarte puternici și foarte solizi. La fel, interese mici într-o gășculiță mică care nu ține nici de cum cont de interesele românilor. Auzeam de discuții senzaționale despre reformă și despre ce se întâmplă și de fapt am văzut
și dumneavoastră ați văzut că era vorba doar despre Ciolan, despre faptul că sunt niște funcții care trebuie chiar împărțite și nici de cum despre Hai, faptul Radu, că te rog, te rog, te rog, te rog, dă-mi și mie, dăm răspunsul la întrebare, Radu, domnul senator, când crezi, Radu, că va avea loc divorțul? Anul estimat de tine, divorțul USR de PNL ca să pregătească turul de alegeri locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale din 2024. Vă spun de ce nu pot să fac o analiză. Pentru că analizele se fac în general în ipoteza actorului rațional. Dar acești actori sunt iraționali și atunci orice predictibilitate nu poate fi făcută. Ești răutăcios. Doamna Barcari, aceeași întrebare. Da, e ciudat că domnul senator vorbește de Ciolan și de funcții, pentru că era obișnuit probabil cu astfel de lucruri. Eu vreau doar să vă spun așa, colega mea a apelat la maturitate, să fim maturi. Același lucru, cred că aș putea spune și eu, ar fi o dovadă de maturitate dacă nu s-ar lega de un singur om care, într-adevăr, decredibiliza tot guvernul dacă nu ar fi fost demis, da? Și să fie matur dacă vor să merge mai departe în această coaliție, pentru că într-adevăr, doar împreună putem să să ieșim cu bine din această criză. Reforma merge mai departe dacă vine în locul domnului Voiculescu un om foarte bine pregătit, un om care știe sistemul. Dar se pare că dumnealor se gândesc deja mai mult politic decât la binele... Întrebarea mea, doamna Barcari, înainte să mergem un pic mai departe, că trebuie să iau și 2 minute de publicitate. Ce fel de om ar trebui să vină în locul lui Vlad Voiculescu pentru ca lucrurile, în opinia dumneavoastră, să fie pe calea cea bună, să intre pe calea cea bună? Deci, v-am spus și mai devreme, trebuie un adevărat profesionist. Bine, am auzit răspunsul ăsta, am crezut că veniți cu o precizare. Uite, de exemplu, se vehiculează numele lui Nelu Tătaru. Ar putea fi, dacă USR-ul o ține langa, că nu-și mai doresc mandatul de la Sănătate, Nelu Tătaru ar putea fi un nume? Ar fi un ministru foarte bun, așa cum a fost și în guvernul trecut. Este un adevărat profesionist. Din punctul meu de vedere, a știut să gestioneze foarte bine criza sanitară în ultimul an. Mai există cale de întoarcere, doamna Toiu? Ultima întrebare înainte de publicitate și pe urmă vom reveni cu cei trei. Doamna Toiu, mai există cale de întoarcere în ceea ce privește USR-ul și mandatul de la Sănătate, pentru că totuși este un minister, am arătat imaginea acum 10 secunde, negociat la Vila Lac în favoarea dumneavoastră, adică în favoare. Echipa dumneavoastră va gestiona, se spunea la începutul mandatului acestei coaliții, Sănătatea. Mai există, ca să știm și noi românii, o cale de amiabilă politică, de dezbatere, de dialog în care Sănătatea să rămână în parohia USR Plus sau... o cedați irevocabil liberalilor. Sănătatea e responsabilitatea pe care ne-am asumat-o, dar foarte important de spus asta, că ne-am asumat-o de dinainte să fim aleși. Vă reamintesc că în pandemie au existat, de exemplu, evacuări chiar și la 4 noaptea în mandatul domnului Nelu Tătaru. Noi o secundă nu ne-am folosit de asta în campanie, deși în momentul ăla nu aveam niciun fel de echipă comună de coaliție cu celelalte partide. În momentul ăsta, situația de la Foișor a fost gestionată de autorități care sunt sub ordinea MEI, care este Minister PNL, de Comitetul Național de Urgență, care de asemenea este coordonat, nu de Vlad Voiculescu. Și cu toate astea, o secundă n-ați auzit de la noi o cerere de demisie. Și motivul pentru care n-ați auzit o secundă de la noi o cerere de demisie este pentru că Sănătatea e responsabilitatea pe care ne-am asumat-o și cel mai bun om pe care îl avem pentru asta este Vlad Voiculescu, dar Sănătatea e o responsabilitate pe care, indiferent de culoarea politică, trebuie să-și o asume și premierul viitor și pe care trebuie să-și o asume și toate partidele, înțelegând că nu ăsta este terenul conflictelor politice pe care trebuie să le jucăm. Profit de sinceritatea și de modul în care abordați subiectul foarte tranșat și pe înțelesul nostru al lor de acasă. Trebuia demis sau să-i se ceară demisia lui Arafat după tragedia de la Babeș? Repet, românii ce au nevoie sunt de oameni care să găsească soluții împreună, nu să joace jocul ultimelor 30 de ani mutând responsabilitățile de la unii la alții. Și felul în care ne înțelegem noi responsabilitatea asta este să ne ducem prin oamenii corești și cinstiți reformele la capăt. Și da, cerem maturitate și de la celelalte partide, oricât de tentant ar fi jocul politic, să pună în momentul ăsta pe primul loc sănătatea românilor. Mulțumesc. Pentru foarte mult! Doamna Toiu,
Doamna Barcari, domnule Oprea, în 2-3 minute revin la dumneavoastră, dacă aveți amabilitatea să stați și alături de telespectatorii noștri și pe pauza publicitară revenim, subiectul este fierbinte. Spuneau, bă, în aprilie cade guvernul. Și asta mi-o spuneau în momentul în care la Cotroceni se depunea jurământul. Echipa domnului Câțu depunea jurământul. Povestea de aici iarăși a stârnit situația în care a luat foc telefonul. Uite și acum, primesc mesaje. Băi, că ce vrei tu să spui cu ochi pentru... Este exact așa. Ochi pentru ochi, mandatul domnului Câțu pentru mandatul domnului Voiculescu. Să nu vă imaginați că va fi altfel. Părerea mea. Pentru că dacă e altfel, cel puțin un lider politic numit Dan Barna, end of story, la revedere, pa! Domnul Oprea, o concluzie de un minut la subiectul acesta, pentru că după aceea vom lua pe telefon doi reprezentanți ai lumii medicale. O concluzie de un minut, domnul senator. Suntem singurul stat european fără ministru al sănătății în plină criză pandemică, când paturile de la ATI sunt pline, nu mai este unul disponibil. Și, din păcate, românii pierd din ce în ce mai mulți lupta cu pandemia. Atâta irresponsabilitate, atâta incompetență. Nu am crezut că poate exista într-un guvern al României. Este absolut incredibil să clamezi că vrei să reformezi și să nu-ți pese de nimeni și de nimic. Mulțumesc frumos, domnule senator. Mulțumesc mult. Doamna Barcari, aceeași solicitare și la noastră. La subiectul de până acum, un minut, așa, o concluzie personală și din partea leadershipului PNL. Da, eu sunt convinsă că liderii noștri care merg la discuții cu liderii pe USR Plus vor face apel la înțelepciune, da? Vor invoca stabilitatea, iată, în astfel de momente de criză. Și vor găsi cea mai bună soluție, în primul rând, pentru țară. Da? Deci nu ne gândim la noi, din punct de vedere politic, la imaginea noastră, pentru că și ei au de pierdut dacă se comportă în acest fel. Da, mulțumesc mult. Înainte să-i dau cuvântul doamnei deputat Toiu, vă reamintesc două lucruri extrem de importante. Doamna deputată este al doilea lider marcant al USR, după domnul Barna, care spune public într-o emisiune de televiziune că se retrage sprijinul, susținerea politică pentru mandatul de premier al domnului Câțu. Mare atenție! Adică nu mai e de șagă. Nu mai poate fi vorba de o eroare de comunicare sau de un impuls la cald cu motoarele turate al domnului Dan Barna. Nici pe departe. Este o decizie la rece, calculată și motivată din punctul de vedere USR, aceea de a-i retrage sprijinul politic la guvernare taman premierului. Vă reamintesc că premierul nu poate să plece fără echipă. Adică dacă pleacă domnul Câțu, pleacă toți domnii și toate doamnele care acum au portofolii de ministru în cabinet. Doamna Toiu, o concluzie de un minut la acest subiect. Două lucruri avem de făcut împreună, cele mai importante. Să micșorăm presiunea pe sistemul sanitar și să creștem capacitatea acestuia. Au fost mărite cu 200 de paturi numărul de locuri la ATI și cu 350 de paturi cele de terapie, foarte dar tare. Nu e suficient. Astea trebuie crescute și în același timp trebuie să micșorăm ritmul care sistem crezit în ultimii 3 zile. Credem că cel mai bun om să facă asta e Vlad Voiculescu. Foarte tare. Eu acum o să spun un lucru care o să vă deranjeze, poate mi-l asum. Să știți că după emisiunea de azi e prima oară când discut cu doamna Toiu subiectul acesta. Exact, îmi spune în cască și producătoarea emisiunii fix același lucru. Eu, dacă aș fi lider al USR-ului, fără doar și poate aș lua în calcul o discuție cu doamna Toiu pentru mandatul de ministru al sănătății. Știe exact ce trebuie făcut. Vorbesc foarte simplu. Nu știu ce profesie aveți, ce studiere. Nu, haideți să nu exagerăm. Adică da, noi voie, în momentul ăsta trebuie să fim foarte responsabili. Libertatea la opinie și libertatea de exprimare, au murit oameni în decembrie când dumneavoastră, nu știu dacă erați pe planetă sau dacă oricum erați foarte mică, s-a murit pentru libertatea de exprimare, doamna deputat. Eu mi-am spus o părere pe care mi-o asum. Și pentru părerile sunteți mele... Sunteți un moderator foarte bun care lasă și libertatea de a fi contrazis, nu? După cum vedeți, emisiunea e transparentă. Emisiunea asta, dacă vă uitați și după ora 17, veți vedea că e singura emisiune de televiziune care și pentru cetățeanul elector are același statut, adică îi dă dreptul să vorbească necenzurat, fără telefoane, fără, cum se cheamă, e-mail-uri, fără verificări, fără nimic. Mulțumesc mult, doamna deputat. Oameni buni, mergem la Timișoara. Vreau să aflați
Mulțumesc mult ambelor, doamne deputat. Și părerea lumii medicale, mergem întâi la Timișoara. Domnul Pătrașcu, bună ziua, mă bucur să vă... De fapt, nu mă bucur. Te revăd cu drag, dar nu mă bucur pentru că e un context foarte greu. Raul, ce fel de ministru, ce fel... Fii atent. Ce fel de ministru și ce partid ar trebui să îl pună la sănătate în locul lui Voiculescu pentru ca lucrurile să se îndrepte spre normalitate? La prima întrebare e simplu să răspund, domnule Barbu. Ar trebui un ministru de genul lui Nelu Tătaru. De ce? Omul acela, timp de un an, da, a ținut țara asta, așa cum ia sistemul ăsta medical, blamat, stricat, subfinanțat, a muncit enorm, a mers prin toată țara. Știu că numai la noi, la Timișoara, a venit de 3 ori, nu să caute vinovați sau să caute, eu știu, probleme, ci să identifice cauze, da? Și să identifice soluții. Un astfel de ministru avem nevoie, la fel, care să muncească, să se dedice zi și noapte ajutării sistemului, să putem să zicem, să înțelegem că doar uniți putem să trecem prin acest val 3 și să lucrăm la cauzele problemelor, da? Astfel încât tragediile să nu se mai întâmple sau să fie mult mai rare, da? Că e imposibil poate să le eviți pe toate. Dar important e să lucrezi la cauze și să vii cu soluții. Nu să cauți, să stai să cauți tot timpul vinovați. Sigur că vinovați există și vinovați trebuie să plătească tot timpul, dar noi trebuie să nu uităm, dacă suntem profesioniști în domeniul sănătății, și asta înseamnă că trebuie să căutăm cauzele și să mergem înainte, da? Să rezolvăm. Am înțeles. Cum vezi, Raul, înainte să mergi și la domnul doctor, la domnul Imbri, cum vezi demiterea lui Voiculescu și nu atât demiterea, nu, iartă-mă, șterge asta, nu cum vezi demiterea lui Voiculescu, mă interesează, cum vezi afirmația fermă și susținută în emisiunea mea și de doamna deputat Toiu, afirmația domnului președinte Barna, precum că sprijinul politic pentru Câțu a încetat din partea USR? Cred că ar fi o greșeală asta. Cum să spun eu? În același timp, eu nu pot să vorbesc urât de Vlad Voiculescu, pentru că îl cunosc de multă vreme. Sigur că e om și a greșit, însă intențiile lui cred că au fost bune. Dar toate lucrurile au o anumită lume, limită și pot să înțeleg decizia premierului Câțu și cred că este îndreptățită. Până la urmă, el a fost investit ca prim-ministru al României și decizia aparține dânsului. Nu cred că ar trebui o coaliție și ar trebui o alianță USR Plus care își dorește să facă un alt fel de politică, să dovedească că nu face de fapt un alt fel de politică și că dorește să șantajeze guvernarea României în pandemie de o funcție politică, indiferent care ar fi aceea. Da, salut cu respect pe domnul Imbri, este alături de noi, o să-l vedeți imediat și pe domnia sa pe ecran. Vă reamintesc, stimați telespectatori, Acilișa, sub nodul de la cravata pe care n-o am, sub domnul Imbri acum, sub cravata pe care n-o are nici domnul Imbri, sunt afișate numerele de telefon ale emisiunii. Sunt acele linii telefonice pe care le puteți folosi imediat după ora 17:00. Emisiunea vă va aparține într-o ediție specială. Vocea românilor necenzurată la noi, la B1 TV, la Se Întâmplă Acum. Bună ziua, domnul Imbri. Bună ziua. Domnul Imbri, n-am să intru în detalii și nici în întrebări despre ce s-a întâmplat la Babeș din motive lesne de înțeles. Ați condus acea unitate spitalicească mult timp și nu vreau să... Nu vreau. Acolo e o anchetă, e un dosar penal, nu vreau. Dar vă întreb așa. Ce fel de ministru ar trebui să aibă România după Vlad Voiculescu, de așa fel încât lucrurile, și din punct de vedere al nostru, al prostimii, al cotizanților, dar și din punct de vedere al clasei politice din România, pe care noi am mandatat-o prin vot să ne o cârmuiască, să intre pe făgaș cât de cât de normalitate? Acum, din păcate, nu se va ține probabil cont de părerea noastră, dar ați întrebat și întrebarea e binevenită. Eu am fost destul de hotărât în ultimele zile și am spus că domnul ministru Voiculescu ar trebui să se retragă, pentru că, sigur, nu este făcut pentru momente de genul ăsta. Dumnealui este un om de construcție, este un om de
cum să spun eu, de turism medical, ca să zicem așa. Eu m-am ocupat de chestia asta, am încercat să construiesc pentru România, însă dumnealui este pentru viceversa, pentru a scoate din țară pacienții și tot turism medical este. Eu am căutat să-i aduc în țară. Pentru vremurile astea este nevoie de un ministru care să scrie piesa și să o pună în scenă, să fie și pe scenă, să fie și în culise, să fie și suflăr, să fie și în sală. Da, bine, hai să luăm altfel. Domnul Imbri, mai avem puțin timp și trebuie să luăm pauza publicitară. Vă întreb pe dumneavoastră și apoi vreau și răspunsul domnului Raul Pătrașcu. Dacă ați fi decident, pe cine ați spune ministru? Sincer, indiferent de culoarea lui politică. Vă asumați? Da, sigur. Cu toată inima pe domnul Tătaru, să știți. Eu am lucrat cu dumnealui. Da, cu fostul ministru al sănătății. Am înțeles. Tătaru, domnul Pătrașcu. Tot pe domnul Tătaru. Mă depășește pe cuvânt. Mandatul, deci mă depășește pentru că răspunsurile par a fi absolut corecte, nu le evaluez eu, dar Nelu Tătaru este membru PNL, membru elitei PNL, iar mandatul ăsta negociat la Vila Larc este mandatul de la sănătate, este al USR-ului. Ieșim acum, da? Oameni buni, vă mulțumesc mult amândurora. Oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, telefoanele sunt deschise, emisiunea vă va aparține de la ora 17, necenzurat dumneavoastră, vocea poporului în direct și necenzurat la B1 TV.